Mini-vacanța de Sfânta Maria a fost un prilej numai bun pentru cine a fost liber și și-a dorit să se plimbe pe cel mai înalt drum din România. Cu toate acestea, aglomerația nu i-a încurcat pe cei dornici de plimbare. De unde veniți? Din București. Cum e aici, pe Transalpina? Un pic am frigut, dar e foarte plăcut. Peisajele sunt superbe. Venind de la Sibiu, am fost în vacanța asta prelungită. Și e foarte mișto. Am mai fost... Echipați. Da, un pic știam, da, am mai fost acum vreo, înainte de COVID și am zis să recuperăm. Cum a fost drumul? Destul de aglomerat, multe mașini? Da, a fost aglomerat, pe anumite locuri drumul cam prost, surpat, dar ok, na, ne așteptam la asta. Veniți de azi? Cel puțin o dată pe an, vara. Tocmai pentru că da, e peisajul cu... superb și aerul curat. De unde veniți? Deva. De la Deva? Da. Cum a fost drumul aglomerat? Mulți turiști? Mulți, mai ales că sunt perioada concediilor și mulți veniți de afară. E foarte frumos. Prima dată am venit pe Transalpina, stăm în Germania, am venit acum în concediu la Alba Iulia și e prima dată când venim pe Transalpina și e foarte frumos. Păcat că vremea nu e așa de frumoasă astăzi, dar o să revenim cu siguranță. În zona montană, temperatura a scăzut până la 13 grade, așa că turiștii au avut nevoie de haine mai groase. Cum e vacanță? Cum e aici pe Transalpina? Foarte bine! Doar că nu-mi place drumul de 6 ore din Cluj până aici. E aglomerat? Foarte! Plus că curbele de sus sunt foarte mari și mi se face rău. Dar îți place aici la munte? Da! Traseul foarte frumos. Cum a fost drumul până aici? Foarte bine. Aglomerat? Nu. Normal acum, e vacanță. Dar a fost ok. Până unde mergeți? Mergeți până... Obârșa Lotrului, Brezoi, Sibiu. Turiștii care ajung în zonă trebuie să știe că șoseaua poate fi tranzitată doar pe timpul zilei și cu cel mult 30 de km pe oră.